poliția primarului comunei numărul 236 din 24.09.2021 am fost invitat să participăm la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc la data de ce are loc astăzi, 13.09.2021, orele 15, sala de ședință. Ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind atestarea la apartenență domeniului public al Comunei Sămureni a unui teren cu destinația de drum public, inițiator primarul comunii. Proiect însoțit de raportul de specialitate a compartimentului de specialitate. Proiect de hotărâre privind atestarea al domeniului privat al comunei a unor terenuri cu curți construcții situate în intravilanul satului Coman, Comuna Sămureni, județul Bacău. Inițiator primarul comunii. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în Consiliul de Administrație a Școlii cu clasele 1-8, Sămureni, județul Bacău. Inițiator primarul comunii. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, inițiator primarul comunii. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional la contractul de furnizare energie electrică cu EON Energie România S.A. Inițiator primarul comunii. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență familiei domnului Brescu Iojă, domiciliat în Comuna Sămureni, satul Verșești, județul Bacău. Inițiator primar comunii. Și ultimul punct diverse. Supunem la vot, ordinea de zi. Cine este pentru? Deci punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind atestarea la apartenență domeniului public al Comunei Sămureni a unui teren cu destinația de drum public. Inițiator primarul comunii. Este vorba de drumul care duce la rezervoar și trebuie intabulat cadastrat și intabulat. Aici avem completări pentru a putea evita lucrări. Acel drum trebuie intabulat. El nu a fost intabulat. A fost o scăpare, trebuie intabulat. Adică nu, în vederea autorizării, nu necesită acest funcțional pentru toate drumurile. Acum s-a schimbat registrația, autorizația se obține pe baza monitorului situației, în baza BTAC, care de pui la OCBI. Spre exemplu, inițial în 2010, nu au fost depuse decât 5 cărți funciare. Am ajuns acum 28 de cărți funciare, plus ăsta 29 de cărți funciare. Supunem la vot punctul numărul 1. Cine este pentru? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind atestare la domeniul privat al comunei a unor terenuri cu construcții situate în intravilanul satului Coma, Comuna Sămureni, județul Bacău. Inițiator primarul comunei. Bine. Sunt vorba de două terenuri care la un moment dat și aceștia vor ca să facem un schimb. Nu mai ține de cum. Vorba Florentina și Dima, nu știu, și Dima Daniel. E vorba ca să facem o adasă din proprietari, să facem un schimb de teren. Un schimb de teren, au fost sigur că nu au efectuat acele schimbi de teren. Au fost 72 de persoane, dintre care 70 au dus la sfârșit acele schimbi de teren, prin domenia de acte, astfel încât ei să fie proprietari. Au rămas la vorba și cu Dima. Condiția esențială este ca, în momentul facerea acestui schimb de teren, trebuie să se efectueze expertiza nevoală, prin care pământul care îi dă dumnealui să fie, nu neapărat să ajungare, diferența să plătească ei. De exemplu, Holbach, David, au plătit 60 milioane, iar Holbach, Florentina, ei nu plătește nimic. De ce? Le dă în schimb. Aceste documente sunt din 2000. Adică din 2000. Toți s-au făcut schimbările. Vorbim de CAP și vor zona centrală. De exemplu, ea ne dă 1170 de metri, iar ea a pus construcția lui pasul de metri. Evaluarea terenului s-a făcut, de exemplu, în extravilan, între 1,5 și 1,70, 1,70 euro pe metru pătrat, iar, vorbind de extravilan, ea în intravilan, valoarea, conform expertizei, este între 3,5 și 3,75 euro pe metru pătrat.
Ia pentru că îi dăm 1170, iar noi îi dăm 400, nu trebuie să ne mai dea niciun ban din noi. Iar celălalt 60 milioane. Dar Dima nu știu despre ce este vorba. Cât metri pătrați, pentru că... Dar ideea este că toți au plătit concesionarul razin. Nu poți să faci aceste schimburi dacă nu ai concesionarul plătit de razin. De exemplu, Dima este de apreciat. Acum 5-6 ani avea o datorie de 45 milioane. Și ce a făcut, ce n-a făcut, a dus la buna să sfârșit, a plătit toate datoriile concesionare. Nu putem vorbi de încă o persoană care a mai rămas, vorbim de Bruceanu Pistinel, care are o datorie de 230 milioane. E o situație foarte grea, pe care el nu și-a plătit concesionare de foarte mulți ani. Nu știu ce se întâmplă, dar a rămas sigur cu datorii foarte mulți, foarte mari și foarte multe. De când sunt în mare, aceste schimburi de teren a fost observat pentru Gabo Dac, David, Corba Florentin Acum și rămâne deci pentru trei persoane. Da. Este o hotărâre din Consiliul Local de principii de modificare care se acordă acele schimburi de teren. Spune la votul numărul, cine se dă? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în Consiliul de Administrație al Școlii Clasele 1-8 Sărbilești, județul Bacău. Inițiator primar comun. După cum știți, din Consiliul de Administrație a Unității Școlare trebuie să facă parte doi consilieri locali. Acum 2 ani de zile a făcut parte domnul Tepătuș Iulian și domnul Mare Ioș. Acum 3 ani de zile a făcut parte nu mai știu cine, Sarca Anton și Gigel Bandiu, anul ăsta vorbim de an școlar, vorbim de an școlar sau și an calendaristic, 2021, a fost parte domnul Miu Căceanu și domnul Sarca Anton. Acum trebuie alte persoane care se fac parte din Consiliul Local, dar chiar și persoane respective, adică toți cei care doresc să facă parte din Consiliul de Administrație, este exemplu, domnul lor, puteți să faceți parte și dumneavoastră, adică ne schimbăm. Nu poate face parte, să zicem, cum se întâmplă la Agenția Națională de Integritate, domnul Matei și domnul Teghes Vasile. Dar și aici este cu semnul întrebării, dar pentru nu avea o problemă în sensul că cineva va face o reclamație de integritate, de Agenția Națională de Integritate, dacă este un conflict de interese, preferăm să nu facă parte din acel Consiliu de Administrație. Adică sunt atât de multe persoane care pot face. Acum 4 ani zile, cred că a făcut parte domnul Malean. A făcut și noastră parte, nu? Adică ne-am schimbat, ne-am rotit. Cei care nu au fost, ar fi ok să facă dumnealor parte. Dar ținem cont și de posibilitatea de venire. Spre exemplu, care să mă gândesc la doamna Vorba, adică nu are cu ce să vină. Cum credeți dumneavoastră ca să fie ok? Adică, lasă la latitudinea dumneavoastră, ia alege acele persoane care să facă parte din Consiliul de Administrație. Propunem tot aceeași să rămână, Păceanu și Sarca. O propunere, altă propunere. Nu neapărat să fie de aceeași persoană, dar să facă imitație. Mi s-ar părea ok să facă parte și Dălvarul Dor, mi s-ar părea ok. Și Daniel. Dorul Dălvarul Izidor. Adică să facă parte toți. Domnul George, a fost și dreasă, nu? A fost și dumneavoastră, adică ne-am rotit. Că la un moment dat se spunea, domnule, că nu e ok, adică să facă parte toți în acel Consiliu de Administrație. Adică să vedeți cum funcționează sistemul. Domnul Miu este aici, nu? Adică poate să ne confirme dacă dorește sau nu dorește, dar domnul Sarca. Am înțeles, niciun lucru. Deci eu am mers pe ideea, deci anul ăsta doi de la PSD, anul viitor doi de la PNL. Pe exemplu, acum au rămas unul singur care nu a fost, domnul Dăruvalu Dor. Acum domnul Iurean a fost, domnul Marzor. Adică să schimbăm o bărăie, doar cum unul PSD, unul PNL. Adică să fie ok să nu rotați. Dar nu, să fie toată lumea, nu e rotați, nu e problemă. Nu vreau să fie probleme, nu întotdeauna am fost probleme la școală. Nu spune la urmă, cine este pentru Bucăceanu? Deci 100% votat.
Nu-ți iau toți 300%? Dacă iau toți 300%? Dar cine mai pune tabela? Păi, cum îl am ordine? Păi cum s-a fost propunerea? Coceanca și Sara, nu? A. Și după aceea, da? Da? Cine este pentru domnul Sara? Da, eu, dar știi, cine ați facă unul, mâine am pus mai fi odată? Da. Și va fi ok și două o să fie, da. Domnul, acum, știi cum este, dacă vrei și tu, eu nu te rog. Da, eu vreau, am trebuit copilul ăsta, sigur. Adică, înțelegi ceva, nu știu, adică să mă înțelegi ceva. Da, adică să mă înțelegi. Da, am înțeles, ok. N-avem niciun interes acolo să ne băgăm în comicii ori întâlnit. Deci, la domnul s-a ca nimeni. Da, cine? Da, nu, da, nu, da. Dacă tot lucrează, iese și în activă, la cum nu știu ce este, da. Spune la bătă, sigur. Da, asta e. Zic așa. Nu e încă cea de pensionat, nu are ce să facă. Deci să-și poți un fotonaș în parte de voi să pensi. Da, așa, perfect. Deci rămâne domnul Cocean pe cu domnul Dărbar. Da. Da, perfect. Eu cred că sunteți ok, nu e nimic. Adică e foarte greu, adică să-l pun din domnul Georgian, a fost un an, accept o omul care zice, domnul primar, a fost un an, să fie tot și eu sunt și eu, dar și eu. Ei, care au copii în sistem, vede ce se putem, putem copii cu ele. Asta și lui Cătălina. Cătălina. Da, ce-a vrut să zic. Așa, așa ar fi cel mai important. Eu cred că a fost ok. Copiedul. Da, fie nu. Da, exact. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. Inițiator, primarul comunii. Direcția Generală de Finanțe a alocat 151.000 lei, adică 1.510.000 sume din deducere de TVA și sume pentru rectificarea bugetului locale, adică a crescut sume alocate pe cap de locuitor. Am înțeles, nu știu, să nu spun o prostie. S-a dat mai mult cu anumită sumă, nu știu, 2500, 200, nu știu, cu 50 de lei, parcă, da, cu 50 de lei. Și ne-a revenit 1.510.000. Rectificarea de buget, cum am explicat mereu, cresc veniturile, cresc și cheltuielile. Cresc venituri cu 1.510.000, creștem cheltuielile cu 1.510.000. Ideea este unde se duc aceste cheltuieli de 1.510.000, că asta vă interesează, unde se duc cheltuielile. La administrația publică, 20.000, sau 21, 20.000, cred că 20.000, 20.000, da. 20 și 21.000. În 21.000, parcă. Să nu greșesc. La administrația, da, 20.000 la administrația publică. Privind plata contribuțiilor de asigurări de societate, către finanțe, a angajaților de pe asistență socială și de pe primă. Am luat niște dati cu datorii la contribuții. Contribuții sănătate, care înseamnă 200.000.000. 600.000.000 i-am alocat de achiziție a unui Logan sau a unui Duster. Nu mai avem nicio mașină decât mai avem Duster. Loganul primăriei este distrus. Ai 13 ani, nu mai poți circula cu el. S-a blocat toate ușile. Nici din viteză nu mai merge. Are 13 ani, neuromatenție, e la tonă. Nu scoate din circuită, îl mai folosim. Acum am dus la reparație, 17 ani. Acum, stând de vorbă și cu dumneavoastră, decideți, eu n-am nicio opțiune. Ce să luăm? Un Logan sau un Duster? Noi am pus 6 din mare. Cu 6 din mare luăm un Logan. Un Duster... Mai cum e diferență. De diferență, da. Eu, de ce am vreau Logan? Să nu se creadă acum că luăm Duster opulență. E bun și un Logan decât un Duster. Adică, cum decideți dumneavoastră? Chiar nu am nimic împotrivă. Eu propun pentru un Duster. Ce se vin și o așa de bună. Mă uitam la mașinile astea la Logan și am rămas, mă uitam și eu, stai cu din astea. Cel mai bune mașini sunt cu aerul aspirat, cu turbo, cum nu știu cum este. Ei, am văzut că este acolo cu aerul aspirat la turbo. Un motor din 900. No. Da. Nu mai găsesc un motor de 1400. Dar și Duster-ul, acum nu am mai multe lucruri. Dar ce să faci cu motoare mare? Ce faci cu motoare? Ce faci cu motoare? Să fii practic, să fii... Pe că... Asta e lucru ce trebuie. Trebuie să ai 200 de cai unde. Ai pe un Eurocar? Să tai pe S2. Adică nu știu. Și n-ai nici kilometri de locuri. Trebuie să mergi pe plan local. Da, pe plan local. Ideea este că
Dacă iarna te duci cu dasa locală, e localul, te duci la finanțe, nu mai duci la bani. Nu știu, cum ziceți dumneavoastră? Bine, nu avem bani de astea, dar de demană ne-am fi așteptat o luni de zile. Nu știu, cum ziceți asta fac? Eu am mers pe ideea de rugat. Adică este între 7.000 și 11.000 de euro. Și 11.000, 12.200, deci între 7.800 de euro, 7.000 de euro, avem o ofertă de la Dereva, între 7.000 și ceva, și 12.000, să zicem, 12.200, dar la 12.200 nu-mi place mie ceva la ele, încă nu-i cu aer la spila, la turbo, vorbim de turbo. Eu unul sunt pentru Duster. Cine pentru Logan, cu cine mâna sus și să fie de acolo. Duster nu se compară cu Logan. Bine, dar asta nu știu dacă trebuie să votăm. Nu, nu, asta e o discuție pe care noi vorbim bugetul. Ok, deci și lista de investiții, trebuie să punem pe lista de investiții Logan sau Duster. De asta am avut o discuție prealabilă. Adică să știm. Fiumă, ce bani am aruncat? Am mai aruncat din aia 151, vorbim de 39.000 de lei pentru finalizarea lucrărilor de la grupul sanitar Sandurent. Școală? Școală. Conform proiectul inițial, suma, valoarea finalizării era de 10.000 de lei, conducta de canalizare, care duce de la ieșirea din corpul școlii la canalizarea principală. Acum, cum a venit la licitație, 10.000 de lei, că e mai puțin. Și 10.000 de lei, 10.000 de lei. Cum a venit domnul respectiv la licitație? Având în vedere că canalizarea, văd că totuși va fi foarte greu să-i dai drumul. Chiar acum aveam o discuție cu cineva, nu poți să dai drumul la canalizare, pentru că nu ai un număr de persoane, chiar merge în bol. Adică ea e ok, stații de epurare sunt ok, dar nu pot să dau drumul la școală ca să funcționeze. De ce? Că stațiile de epurare nu este o stație clasică și un lucru bun. Sunt stații modulare de 100, 200, 200. Asta înseamnă că la 2200 de locuitori, e un calcul simplu, 2200 de locuitori, 2000 să spunem că peste 2000. 2000 împărțit la 500, 500 ar însemnând la 5, facem un raport, ar trebui 400 de oameni ca să pot să-i dau drumul la stația de 100, modulare de 100. Adică, pe un calcul matematic zice 400, 800, 800. 1000, 800 și 800, 1600 și cu 400, 2000. 2000 de locuitori. Ca să dai drumul la stația modulară de 100, trebuie să ai 400 de persoane. Asta înseamnă cât ar veni. Pe casă sunt cam 3 persoane. Nu? 2-3 persoane. Da. Adică ți-ar trebui, exact cum am zis, 120-130 de familii. Adică, va fi foarte greu să faci 130 de persoane să raportezi, să-i dai drumul. Mai mult de atât. Ca să poți să faci raportul și împărașamentul, trebuie să ai proces verbal de recepție a lucrării, ca să poți să faci aceste lucrări. Și atunci, cred că va dura un an de zile până o să-i dau drumul. Nu poți să stăm cu grupul ăla sanitar. Și atunci modificăm, ducem canalizarea în grupul vechi, iar trebuie prevăzută cu o stație de pompare. Cu o stație de pompare, cu o pompă de aia. Și eu am rugat pe proiectant să pună două pompe, astfel încât ele să funcționeze, nu concomentă, cum se cheamă. De rezervă. Cealaltă sau de rezervă. Nu, nu de rezervă. Să nu funcționeze simultan. Odată una, odată una, dar nu știu cum se numește noțiunea. Programate. Exact cum este cu alimentarea cu apă. Și am dus aia 39.000 pentru finalizarea lucrărilor sanitare. Am dus 10.000 de lei către Biserica Catolică Sandurent. Și vă spun de ce. Nu voiam să duc 10.000 la Sandurent, dar am dus pentru că, ca să se știe toți că acoperișul de la Biserica Catolică Sandurent este făcut întregime de la bugetul local. Plus 5.000 de lei din sponsorizare de la domnul Storeu, care a făcut grupul sanitar. L-am rugat eu să fac un contract de sponsorizare pe 5.000 de lei, părinte, pentru material, mărunte, cui, ce mai trebuie acolo. Și a dat 5.000 de lei pe contract de sponsorizare. Să știți asta. Primul la Verșești, încă 11.000 de lei pentru finalizarea lucrărilor de la biserică. Vorbim de biserica din interior. Au făcut o factură de 310 milioane,
Am plătit 200 de milioane pentru rectificarea bugetului, prin proiectul de buget care a fost, s-au alocat 50.000 de lei, am plătit 30.000 de lei, au rămas disponibili, din factor au rămas 11.000 de lei. Și am alocat acei 11.000 de lei, astfel încât să plătesc și la Breșești, ca să știți, toată pictura de la Biserica Greșești este plătită de primărie. Da? Acum, să nu mă înțelegeți greșit, am vrut să dau și la Biserica Ortodoxă la Sânduret, dar dau și la Biserica Sânduret și trebuie 30.000 de lei, ca să știți, 30.000 de lei. Avem 40.000 de lei la prima ședință, avem banii, dar n-am mai făcut de la alte capitole. Dănuți, ca să știți, imediat vă dau 30.000 de lei pentru acoperișul de la Sânduret. Problema este că nu găsesc, nu găsim mestereaș. Mestereaș ca să ne curățat. Nu găsim mestereaș să ne curățat. Adică, deci este de complicat acolo de dus, așa că sunt mesteriași. Sincer să fiu, o să vă spun, sunt câțiva mesteriași care, dar nu pot să spun, care nu de aici. Am venit ceva pe o casă de aici, ceva, dar nu sunt mulțumit de oamenii care am venit biserica de la Berșești, foarte buni, dar nu știu cine sunt. Nu știu cine sunt oamenii de la Berșești. Aveau echipă de montaj de unde o la tabla. Adică trebuie să înțelegeți un lucru. Nu și eu am venit la construcție, dar nu de la mine, nu? Și eu pot pricep la tabă, cum zicea domnul Marcel Cheche. Zice, bă, trebuie să faci toată ziua, că sunt multe secrete. Corect? Da. Sunt multe secrete, adică... Da. Și 10.000, 10.000, ca să voiam să știți că o să dau încă 30.000 pentru acoperiș. Când s-a terminat tabla, imediat cum am făcut achiziția, imediat dăm 30.000, că avem în excedent, avem în dezvoltare, în acest moment, sume de scurt, avem 10-11 miliarde, deci sunt bani disponibili, deci să nu, ce-am promis, am promis, adică nu este. Și ultima sumă de 11.000 de lei, 1.000 de lei pentru ajutare de urgență, plus, și aici, 10.000 de lei, să mă înțelegeți, umar să mă înțelegeți. Un băiat din Greșești, adică a venit mai mulți aici la mine și i-am spus, doamne, între orice gospodărie pe care aveți, o gospodărie frumoasă și poate să ne spună domnul Dăluaru prin ce a trecut, când am fost casă și el între două, ce mai important, sănătatea și viața sau casa să-ți faci casa înapoi. Dacă nu erai sănătos, nu-ți făceai casa. Și ce mai important? Viața. Viața, sănătate. Adică să mă înțelegeți. Băiatul este foarte bolnav, este în 2 ani de zile i s-a depistat un cancer pe colon, este în spital în Germania, a venit de Ioan Jurbăiescu să-l aducem pentru că nu are bani, dacă nu are cum să-l aducă acolo. S-a vorbit cu o ambulanță de la, s-a sunat la serviciu de ambulanță de urgență orală. A solicitat o sumă foarte mare. E normal. Nu s-a solicitat suma. A spus că nu poate din cauza pandemiei. S-a sunat la serviciu de ambulanță Iași, privat, vorbim de privat, soldor, nu scapă, ne-a cerut 3.000 de euro. Am sunat la serviciul de ambulanță Hemeuș, 2.400 de euro. 2.400, prin care ei asigură și asistent, o asistentă și un... Acum facem și noi, n-am făcut până acum, facem noi o comandă, aduce băiatul, o să vă lua pozele, cum arată. Adică, nu știu, e o situație foarte grea. Am vorbit să duc la o urgență undeva, nu este asigurat în România, era cald de aia, e o situație foarte grea, dar părinții zice, domn primar, vă rog frumos să-mi aduc copilul acasă, să-mi aduc copilul acasă, uitați-mă, iar acum a două vorba și dumneavoastră, uitați-mă. E cald și vă să nu știi dacă. Și am zis să-i ajutăm cu 10.000 de lei, mai mult de atât. Știu că sunt datori și că de doamna Angelina și vă promit că dau și acolo. Vă promit, cei care știu că sunteți aproape de dumneavoastră, vă promit că dau și acolo. Dar am spus așa, între viața acestui om și aia, prefer viața și sănătatea, pentru că dacă ești sănătos, poți să faci și alte lucruri. Și acum, dumneavoastră, eu m-am gândit la 10.000. Cu drumul costă 2.400 de euro. Acum mai știu, cu asistentă sau cu asistentă. Asistenta îți ia 30 de lei de ore. Și i-au calculat în valoare de 15 milioane. Acum nu știu, 2.400 de euro. Dacă nu, plătească familia, mai avea. Și
Dacă vreți să aprobăm 10.000 de lei pentru Brescu, Vicențu, să-l aducem din Germania. Cum se duce la voia? Numai că banii sunt suportați de familie, doar după ce îl aduce, pe baza achitației care aduce la familie, noi îi dăm bani. Îi dăm bani. Și vreau să spun ceva. Țineți minte, și când voia de umană, ne-a vrut cu Ioșa, că până la urmă sunt confundați politica cu votul. Că totdeauna este imposibil ca dintre dumneavoastră să nu vă ducă mintea la vot. Nu, domnule. Nu. Ne-a Ioșa Băiescu, nu știu dacă mă vota nici prima dată, nici a doua. Dar prima dată 100%, ca să știți. Deci nu e voia de vot. E pur și simplu de viața unui om. Care, nu, așa văd eu lucrurile. Poate greșesc, poate nu. Îmi cer scuze dacă greșesc. Da. Discuții pe acest subiect. Nu am spus să spuneți la văd. Asta nu mă lăsa. Sunteți dacă au în capul meu 5 persoane, ceilalți nu. Vorbim, dacă nu sunteți, vă spuneți că nu mă supă. Dar fiți foarte atenți. Eu, celelalte subiecte sunt ușoare, pentru ăsta e un subiect mai greu. Adică e vorba de... Dar să nu, de ce vreau să nu vrei fie teamă. Posibil o cald poate aproba astfel de ajutoare. Să nu vă fie teamă. Tot ăla îmi spune. Posibil o cald poate aproba astfel de sume. Poate greșesc, poate nu greșesc. Să nu judecați pe aceasta. Așa am luat eu lucrurile. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional la contractul de furnizare a energiei electrică Ion Energie România S.A. Inițiator primarul comunii. Sincer să fiu, nu sunt mandat să semnez acest act adițional. Domnule, dacă așa puțin frică, domnul secretarul meu simt nimic și-o dat seama. Domnule, prețul la factură de energie electrică au luat-o la asta. Au luat-o, da, și se dă și să dea din vorbă cu cineva, dom'le, de ce se întâmplă toate lucrurile astea? Că la mintea mea, eu n-aveam bine să știu secret. Și nici dumneavoastră nu știți secretul. Dar dacă vă spun, așa cum le-a spus și mie alte persoane. Hidroelectrica este să facă de stat. Poate nu vor să o privatizeze. Păi nu, păi nu vrea. Stați zic, nu o privatizează. Păi nu vrea, dacă nu vrea să o privatizeze, ai ce și mă nu vrea. Aruncă bomba, dar nu vrea să o privatizeze. Hai să vă spuneți. Noi nu avem gazul, hidroelectrica și mai avem trei companii de stat foarte mari care au avut bani la stat. Da? Care? Bine, întregeți, se află mai așa. Hidroelectrica, fiind o companie de stat, ei vând cu el. Și cu el vând cu el. La Eon, la Dobrogea, sunt 5 societăți din asta, Enero, sunt 5 societăți, sau mai multe, furnizoare de curent electric. Da? Ați înțeles, ca și noi mă zice, ei vând la Eon și eu oamenii dă vând nou. Și discuția a avut de lumea, cât îi, cu cât vin hidroelectrica, că mi-i dea autos. Cu nimicator. Întreși, nu, nu, asta este problema, că nu. Era cu nimicator. Aveți dreptate, acum când era cu domnul Voicuescu, când era Partidul Conservator, era nimicator. Acum nu mai e. Între 70 de euro și 150 de euro. Depinde ce consum, ce contract ai. Dacă ai contracte pe termen lung, ia 70, 80 de euro, 100, dacă pe termen scurt, 150 de euro. Deci statul vinde curentul cu 70, 150 de euro. Vine Eon. Eon ce face? Dar megawatt. Deci nu știu oameni. Ei sunt și mai departe. Ei societate comerciale. Societate și cu mai departe. Și cu ei vând. Tu cu cine ai contract? Ai cum? Și acum au venit pentru primăria să învâne. Aveam înainte 331, asta înseamnă 60 de euro, nu? Dacă e 62 de euro, 61 de euro, da? Acum au venit cu 5.500, cu 110 euro, cu 105 euro. Da? N-ai ce face. Ați înțeles că, de ce? Statul nu are bani, ridică prețurile la curent, că banii aia nu se duc. La stat, la hidroelectrica. E simplu, mai mult de atât. La sfârșitul anului, se calculează, domne, ce
profit ai avut tu, e unul la sfârșitul anului. Sau e nerul, sau nu știu ce. Și zice, 1 milion euro. Îmi mai dai dividende și din ăla, spre exemplu, am trecut, eu dau dividende de 800 de mii de euro sau 800 de milioane de euro, nu știu. Îmi scapă unul. Ați înțeles ideea? Dacă nu ai ce face. Și problema este că de unde e abonat? Pe piață, și am explicat tuturor, pe piață sunt bani. Deci sunt bani pe piață. Pentru că sunt bani pe piață. Dar nu are nea Ion, nea Vasilii care au peste 800 de lei. Are bani cine? Are bani. Nu știu cine, care are salariul de 200 de milioane. Ei nu și-au gândit că domnul Silvestru are, să zicem, 500 milioane, da? El își cheltuie toți banii, îi duce înapoi în piață. Toți banii. Ei, dar ăla care are salariul de 200 de milioane, ăla nu tot duce în piață decât ce? 15 milioane, să zicem, ca Silvestru, se duce în Hong Kong sau nu știu unde, în Istul Refugii. Și întoarce înapoi ceva în stat. Dar ăla este ceva cu ei. Banii aia îi pune la bancă și atunci, la sfârșitul anului, la sfârșitul execuției bugetare, ce constatăm? Că am scos pe piață 270 de miliarde, au eu, dar stai puțin, eu până la urmă am cheltuiel decât de 240-230. Am 30 de miliarde de deficit. Ei, inflația cum se calculează? Pe bani, adică, ce vreau să spun, banii aia care sunt luați în bănci, e un deficit și acolo care se duce la inflație. 1% sau cât o fi, nu pot eu să-mi dau seama. E o situație foarte grea, pentru că în 2017, cred că, a fost o ordonanță de urgență dată de cineva, că nu-i frumos să spun, prin care s-au plafonat prețurile. Adică, băi, hidroelectrica plafonăm prețurile, societății plafonăm lucrurile. Nu știți că au fost prețuri constante o anumită perioadă de timp. Adică, era normal. Ei, au venit, cine au venit, că nu mai știu cine a venit, că nu vreau să spun, o dat unul la altă. Liberalizarea prețurilor. Mai bun de atât. Ne-a dus în eroare și mass media. Toți sunt mână în mână. Adică, dacă fiți foarte atenți, contractele astea de încheiere cu energie. Da? Toate ne-am băgat ca puncte-puncte. Să schimbăm contractele de electricitate. Păi de ce ai schimbat contractele? Păi știi de ce ai schimbat contractele? Pentru că pe vechi contract nu era liberalizarea prețurilor. Tu dacă rămâi cu fostul contract, tu trebuia să plătești că era pe vechi contract. Acum, cu nouul contract, e liberalizare. Ce vedeți? Îți baga 10 lei, pun 11 lei, tot 12 lei, putrite. Că este la atitudinea lor, de a mori sau de scădere. Corect sau? Eu îți vedeți un contract. Ce mai deștept? Eu am tot la fel. Dar vedeți că dumneavoastră, cine v-a învățat? Nu, am fost chiar la companie și eu zis, dar nu vă treceți, că nu-i niciun business. Rămâneți pe vechi cu contract. Cine a rămas cu vechi cu contract și ne-a băgat toți ca vână. De ce? Păi ei știau ce se întâmplă în România. Păi venea să te întreba și te ruga și te îmbărniga. Îmi vedea acolo și vreau că mâna să nu știa ce venea. A fost cineva în fără, că doar ce-l văzut ăsta. Era așa, doamnă, vrea să facă ceva. Și atunci s-a aprobat factorul aviațional, care va fi terorist la ei, de mă lega pe ei. Grai, dacă nu știu ce-i venția, spai cu ei, nu știu, n-ai ce da, și subiectul 6 am tratat. Da, 6. Da. Nu am avut și subiectul 6. Ăsta-l bun. 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 Nu te bat tot ce că vă răspund la toate întrebările, adică eu astăzi întâmplător am reușit să ajung. General nu lipsesc. Domnul secretar, că i-a spus domnul secretar, nu pot veni. De asta v-a transmis el, domnul Patrideanu, corect, dar ce vă ascultate, vorba. Puneți orice întrebare, orice, că e o situație complicată din toate punctele de vedere. Și o să vă explic la sfârșit și cu programul național de salin. Totul este complicat. Tot e o complicație. N-a fost o întâlnire de fonduri europene, totul este complicat. Și din cât primarul a fost acolo, o 3-4 la cuvântul printre care și eu, tot este complicat. Tot este complicat. Tot este eu ar trebui la scopul, început să care lemnile aia. Mai
Azi a trecut două mașini, unul a trecut cu patru remori. Dar avea platforma și trei remori după aia în spate. Așa bine. Vă dați seama ce tonaj are acolo. Îi trec în 200. Nu e platforma de acolo, pentru că acum n-am văzut. Remorcat. Avea platforma așa și după aia încă trei în spate. Patru. Cum e fotografia? Păi atunci am ajuns acasă, când am intrat. Păi atunci nu am trecut, n-am avut ca să-l spun. Poți să vă fac fotografie, cum mai vin, cum mai au lemne, abia am început să cade. Cam e ok așa ceva? Păi nu e ok, sigur. Cu ramă pereți la casă. Nu le spate până undeva un lemne. Nu, spate undeva. Mi-a duce din capătul satului, din sus, cum vinea cu nevastă la Ascova, de acolo unde are Ionică Ferenț, acolo are... Tescănița. Tescănița. E o problemă generală. Și mai este unul care acum a început să tăie. Și ăla o să care pe ăla pe el. Deci nu te plimbăm, ca o posibilitate. Păi nu este de trituri. Problema este de tonaj. Eu zic, tonaj mare. Cu focul domnul secretar, o donață 82, 85, care nu mai țin. Noi avem un regulament pentru... Dar cum să nu? Cum să nu? Dar țin știi că am blocat odată și a venit cine? Domnul Bilescu Bielase sau cine a venit? Păi unul de trează. Unul singura și ne-a arătat că Dumnezeu Republice trebuie să circulă tot pe Dumnezeu Republice. Nu circulă, dar cu... Dar cu restricții. Pot fi și plată pentru că... Spre exemplu, a fost blocat atunci când am blocat el. Spre exemplu, la urmă. Cata, domnule, s-a reglementat situația la urmă. S-a reglementat. Expertul s-a făcut expertiză la Dumnezeu, că nu poți să faci reabilitări de Dumnezeu, să reparații din Dumnezeu, fără expertiză, da? Expertul zice, domnule, atât, viteză, 40 km la oră, tonaj 12,5, spune expertul. Proiectantul zice așa. Ei, nu, eu da, bun 12,5, expertul a fost bun, 11,5. Și atunci, acum, în comat, nu mai poate băieții gaia să vină cu mașina și să stea în stat. O venit, avem o dată din Consiliul Local, 50 filmare amendă. Du-te, mă, și dă-l judecată primăria. Până te dai în judecată, e o problemă, pentru că am restricții de drum, pe care a spus expertul, n-a spus Petricu Clăbătalu. Adică, ca să zică Petricu Clăbătalu că am ceva cu matarnea Georgiel, că vin cu titilul. Păi am ceva cu Georgiel, ce mă, lasă-mă, am ceva cu el. Nu, a spus expertul. Și expertul respectă niște acte normative și reguli din actele normative. Se poate, dacă omul ăla strică, amenda intră în buget, pe urmă noi o să o fructificăm în reparația drumului, dacă s-a stricat ceva. Dar nu convine. Nu, nu îi convine așa ceva. Da, dacă remântau de... O să strici pe acum. Nu, dar la primărie cât are încărcat. Dar mașina primă nu poate sluși. Mașina primă nu poate sluși. Sau are nevoie un om să ia cu o mașină de sort, sau aia. Automat, dar are 20 metri cu... Nimeni, nu. Nimeni nu spune nimic. Ce se face de asta? Haideți să vă nimeni nu spune nimic. Nimeni nu spune nimic. Adică dacă au cine comentează cineva? Dar și situația aia. Vii, plătești, domne, cu 30 de tori. Nu intră. Pe cel ca Tofteana. Nu intră în stat, dumneavoastră spus. Până nu plătești ăla cu balastul. La poduri este tot așa o tărere de Consiliul Local și taxează drumul. Da, taxează. E făcut o bucată de drum la bulet. Este sonda aia care extrage gaz natural și ăia plătesc, vrei să treci pe drumul ăsta, tu plătești taxa de. Și banii se duc la buget local. Exact cum sunt ăștia cu pădurea. Da, 5 lei pe metru cub și el îl dă cu 4 milioane și praful noi. Dar și băcul nu văd nici banii aia să nu mai treci, drumul nu se dea nici banii. Și mai am un lucru. Containerele care sunt alea mari, care pune la biserica veche, la școală, ar vrea să facem să fie îngărdit, domn primar, că pune-i cu noi, pune-i împrăștiat acolo, dar prin îngărdit am văzut la Bierzunț, e făcut îngărdit. Se duce acolo, nu s-o mai împrăștie, că duc câini, trage de el. Dar de la biserica veche se poate la montare, mutate, acolo e cea mai mare mizerie. Alea se poate muta în față, cum s-a văzut la neiște, lângă, lateral, dar să fie îngărdit, ca să nu mai tragă câini. Că e mult și după aia, știți cum e pe jos, e jale, aproape să vină mașină. George, e vorba de transportul legă, n-am continuat. Ei nu transportă 30 de tone, poate 60-70 de tone. Gândește-te când trec pe drum ce se întâmplă care cu casele aproape de drum. Știi ce se întâmplă? Apropo de asta, auziți să îngășesc cuiva, eu prăbat casa. Drumul fiind solul unui bac cu apă, trebuie la casă. Și nu știu, dar ce vrei să-ți fac eu casă? Fă-ți casă, mă. Da. Și acolo, eu plătesc taxe la primărie.
Da, dar le plătește și alea cu, într-o limită. Ce faci cu 5 lei, metru cub? Ce e ăla? 5 lei. Da, nu ești nici nu. Și au un tubeu. Ei au un tubeu. Domnul Siprate e foarte grea pe s-au mizat. O comună apropiată de noi, am dat un scris 2 miliarde. 2 miliarde. O comună frumoasă, bogată. 2 miliarde. Domnul este dezastru. Nu știu ce să facem. Ce facem? În luna august s-au dus 16.5 80 litori. 70 și ceva litori. Știți când mi-a venit factura pe luna august? 470 de milioane. Oameni buni, de unde plecăm atât de mulți bani? Nu știu ce se întâmplă. Dacă nu ne educăm, nu se poate, domnule, ce din Italia m-au terminat, domnule, ce din Italia. Pun măruzul, pun nu știu ce. Domnule, că-i prieten cu mine, că nu-i prieten cu mine, dar nu se face așa ceva, domnule. A venit un prieten de-a meu, acum să dau, avea o datorie la gunoi. Domnule, suntem prieteni, dar nu putem, trebuie să plătești gunoi. Și vă spun cine după. Dar nu se poate. De unde plătim atât de mult gunoi? 470 de milioane. De 16 toni din mare, în fiecare zi de mare. Dom'le, e adevărat. Și eu îmi scap un tobelor, mă la mai mult. Eu le cunosc și eu, și fiecare de noi. Dar păi am 16 toni. Țineți minte când am avut noi mașina? 12 toni jumate, 12 toni, maximul 12 toni jumătate. Asta era, 12 toni. Nu singur dată, sau două, trei ori, sau mai adunat mai mult, în anumite situații. Adică, 16 toni. Și nimeni nu luai o anumită inițiativă. Ca și consiliul local. Am trimis în timp. Oamenii nu înțeleg. Dar ce să pun în toți băranele alea mari? Bă, mă, următoare. Nu se reciclează din loc. Nu, dar și în alea mari. Am văzut în alea să pun din pasul. Nu se reciclează din loc, dar vorbeam următoare. E 6 milioane jumătate tona de gunoi, oameni buni. Dacă dumneavoastră, eu, Petrit Clopotanu, sau tu Dăvau, sau nu mă înțeleg ce să ieși. Dau 4 sati. Câte kilograme mai am făcut sacele? Dacă nu, sunt. Nu sunt nici. Dau un exemplu. Sunt foșurile alea care au fost pentru gunoi în bine. 660 de lei, gunoi care le faci tu, în tomat. Înmulțit cu 5, 3 milioane, 3 milioane înmulțit cu 12, ce de mare trebuie să dai gunoi? Sunt acele foșuri într-un gunoi biodegradabil. Cine nu mai are să-i mai dea iau? Și cine mai pune în gunoi biodegradabil? O amendă sau ceva. Problema următoare. Și cu astea cu ce spuneți voi? Noi avem acum datorii 320 plus 470, cât vine? 800 de milioane. Dar mai avem multe pasuri de milioane adunate. Mai avem cu pasuri. Deci noi avem în acest moment 400 de milioane datorii. Dom'le, hai să luăm niște un domnul ăla. Dar de unde dacă tu ai dat lui pasul din mare? Ce-l cum? Pentru că au venit ăștia, gândiți-vă, numai 4, 5, 20 litori, 20, 6, 120 de milioane, numai pe un august. Eu, 120, aceste datorii 300 de milioane, nu 400, s-au adunat iunie, august, cât a fost Italia asta. Sau măcar cu zile în care se colectăm. Ce spui tu mie? Trebuie tot din bugetul o casă, din bugetul ăla. Noi, e un serviciu pe autofinanțat. Nu poți să duci din bugetul local, oameni buni. Eu dacă vin cu ceva la povară, prima dată discutăm cu secretarul, să spune, este legal, nu este legal. Adică spune, mă duc înapoi la școală. Și dumneavoastră vă duceți înapoi la serviciul dumneavoastră. Dăm cu subționatul pentru orice bani. Ea nu convine să dă, eu nu vreau decât sănătate, altceva nu trebuie nimic. Adică, prima dată, studiem legislația, vedem dacă ne încadrăm în licența, pe acte normative din urmă, astfel încât toate aceste cheltuieli să fie strict, elegibil pe acea sursă de finanțare, pe acel obiect care îl cumpărăm. Da, atât. Alte întrebări. Da, o să fiu frumoasă.